Hei tu, you know, ai doar 30 de FPS-uri pe SAMP și nu știi ce să faci, iar mama ta nu îți dă bani de un nou calculator, ei, te învață răduc cum să ai mai multe FPS-uri. Te poți duce până la 1000 de FPS-uri, cu aia cât de cringe a fost asta. Era gen o reclamă de aia super penibilă de la televizor. Fac videoclipul acesta dintr-o frustrare de-a mea, pentru că în ultima vreme primesc foarte des videoclipuri de genul că cu acest modpack poți avea până la 500 de FPS-uri pe SAMP. Cu acest mod, nu, cu modurile astea ai între 300 și 400 de FPS-uri, nu știu ce, și porcării de genul ăsta, nu, vă zic eu clar, nu, e doar simplă harneală. Băieții nu știu exact ce intereseau, de fapt știu oarecum, dar nu știu exact dacă au și keylogere și mineri în modpack-urile respective, așa că aveți grijă la ce descărcați, pentru că vă arăt eu în momentele ce urmează cum poți avea 1000 de FPS-uri pe SAMP. Probabil așa o să pun și titlul sau voi deja l-ați văzut, în fine. Deci, treaba e super simplă. După cum vedeți, acum am 195 de frame-uri, bine aveam sau ceva de genul ăsta, dar există o comandă foarte simplă, FFPS, adică fake FPS, ați dat enter și aici aveți acest mini chenar, să zicem așa, minim FPS. Hai să vedem noi cât punem aici. Vreau minim, câte vreau, nu vreau să am mai puțin de 60 de frame-uri, pentru că după aia apar culduș. Am 1080, am 83 de frame-uri, uite, 58 de frame-uri la momentul de față. Și asta puteam să o fac de foarte mult timp, dar pe mine nu mă încălzește cu nimic, credeți-mă pe cuvânt. Dacă ai fake FPS, nu-ți mărește efectiv frame-urile din joc, doar cifra respectivă, deci chiar nu te încălzește cu nimic. Și max FPS cât să pun? Hai să pun așa la harneală momentan 200. Hai să-i dăm enable și ne scrie aici real FPS 32, fake FPS 127, 133, după cum vedeți aici în stânga se modifică. Dacă dăm noi ID răduc, ce-ați făcut bossilor, câte frame-uri avem? 128. Hai că am dat și noi de mâncare la 1080 ora, nu mai avem 10 FPS-uri cu el pe SAMP, deci e forță. Ca să înțelegeți, GTA San Andreas e un joc foarte vechi, vreau să zic foarte antic. E de prin 2004, cred că jocul ăsta e mai în vârstă decât mulți dintre urmăritorii mei și asta nu e o jignire, ci e doar o afirmație simplă, pentru că sunt conștient de faptul că am mulți urmăritori mai micuți. Așa că e foarte greu de optimizat, v-am zis, mai ales modurile astea pe care le am eu. Uite, cu NB-ul ăsta, hai să vă explic și ce e NB-ul. NB-ul cam ăsta a fost, după cum vedeți, e o diferență foarte mare între NB, între cu NB și fără NB. Hai să-l activăm din nou, pentru că mi se pare că arată foarte mișto cu NB. Hai să vrem puțin și apa, cât de genial arată, și o să-mi pun eu în momentele ce urmează 1000 de FPS-uri. Uitați cât de genial arată apa cu NB. Nu știu, e forță, bă, efectiv forță. Hai să mergem noi aici pe pontonul ăsta sau ce dracu e, și să dezactiveze NB-ul. Ia, Shift F12, cum arată apa acum? Foarte urât, bineînțeles. Îl activăm din nou, cum arată acum? Genial. Spawn car 541. Cred că am uitat să pun modul aici, în fine. Cum arată acum mașina cu reflexii, cu toate astea? Super bine. Cum arată acum? Parcă puțin mai rău, așa e? Vedeți cum e diferența? Și unii au o grămadă de videoclipuri pe canal, în afară că ei vă pun să faceți gen quest, așa se numește quest, vă pune să-i dați like pe Instagram, vă pune să-i dați subscribe la canal, vă pune să-i dați like la videourile de pe canal și după aia obțineți linkul de download, deci treceți printr-o grămadă de chestii de căcat ca să obțineți un link de download către un modpack care v-ar putea fura și datele și care, cu care nici măcar n-aveți între 300 și 500 de FPS-uri sau între 500 și 800 de FPS-uri. Hai să vă și arăt FPS. Hai să ne punem noi între, hai să ne punem între 100 și câte? Oare merge? Hai să vedem totuși, uite, o să mergem noi la limita de 350 momentan. Hai să dăm noi disable și enable. Ne punem 350 de frame-uri? Cred că ne-am dus puțin cam tare. Văd că s-au blocat frame-urile, dar uite că ne zice aici fake FPS 223. Da, dacă mă supăr eu și mai tare de atât, o să dau eu la minim FPS, o să pun 999, iar la maxim FPS o să pun eu tot 999. Hai să avem 1000 de frame-uri pe SAMP cu orice modpack. Ia uitați, fake FPS 997, 997, uite 1001, 1000 de frame-uri pe SAMP. Mai ziceți ceva, băieții? Nu mai ziceți.
Aici la Fake FPS vă că apar 103, nu știu care e faza, cred că nu poate. HUD 0, 0 frame-uri. Da, și FPS-urile mele reale sunt 60, 40, 58 și chestii de genul ăsta. Deci vă recomand să deschideți mult mai mult de atât ochii și să aveți grijă maximă la ce descărcați de pe net. Eu periodic îmi reinstalez Windows-ul, cam o dată la o lună, maxim două îmi pun Windows-ul, pentru că nu mi-ar plăcea absolut deloc. De ce apare? Ah, ăsta e HP-ul meu, da, e puțin buguit HUD-ul ăsta. Nu mi-ar plăcea absolut deloc ca serverul meu să fie spart, pentru că am descărcat nu știu ce modpack sau nu știu ce hack sau nu știu ce Cleo. Sau mai rău de atât să-mi fie spart canalul de YouTube. Dacă rămân fără canalul de YouTube, vorba aia lui fostul meu tovarăș, eu mai bine mă pânzur. Da, m-am gândit și v-am zis și vouă, nu o să deschidem SF-ul, dar o să mărim activitățile din Los Santos. Asta înseamnă că o să adăugăm fish cu siguranță. Dar m-am cam plictisit eu de locația asta de pe OG, de pe Buggy și de pe alte servere. Nu știu, mi se pare așa cam monotonă. Așa că m-am gândit, știți că noi vrem să venim mereu cu chestii noi sau cu chestii mai puțin întâlnite. E vegan, răduc 31999. M-am gândit eu să mutăm noi fișul în altă parte și poate o să fie un fiș puțin diferit față de ăla din LV, pentru că vreau să fie sisteme noi. Știți că mie îmi plac lucrurile speciale. Așa că poate o să facem noi un mapping drăguț pe undeva pe aici cu un ponton sau mai este varianta următoare. Aici nu e o idee prea bună. Aici nu știu. Și aici n-ar arăta rău să vină un ponton așa în care poți să pescuiești. Băi, și nebunul, ideea era deloc. Sau mai este o variantă, asta e copiată sau ar fi copiată dacă am face-o. Am făcut eu în trecut o prezentare la un server pe un livestream, parcă țin eu minte. Aici e apă, hai să vă arăt fără rând. Cineva sau pe un server era un ponton aici peste apă așa frumos și puteai pescui aici. Deci aici era jobul Fisher și mi se pare o idee destul de bună, pentru că e o zonă foarte puțin populată, acolo e dealership-ul și mi-ar plăcea să vină băieții aici să stea cu undița în mână, să dea la un pește așa, să vină mai mulți prieteni, să stea băieții aici în jur să pescuiască. Mi se părea super caterincă. Sau cum ar fi ideea să facem fișul ăla de pe Metin? Bă, nu știu dacă trebuia să dau ideea asta, pentru că s-ar putea să fie luată. Să dai fiș oriunde, într-o apă, deci efectiv dai fiș sau într-o sau la apropiere de apă. Și gen, când trage peștele, să-ți apară ceva deasupra capului și tu să apeși space să prinzi peștele. Nu știu, mi s-ar părea caterincă. Și dacă vă place ideea asta, cel mai probabil o să o adăugăm. Asta dacă nu ne ia cineva înainte, deși ar fi foarte urât din partea respectivilor. Cred că o să pun eu un notepad să facă Edison treaba asta înainte să uploadez video. Sau un ponton aici cu mapping super mișto. Ar fi caterincă chiar. Sau să pescuiești în port. Bă, cât de tare la treaba asta, nu m-am gândit să facem. Bă, ești nebun? Să vii aici. Bine, nu e o zonă foarte accesibilă. O să mă mai gândesc. O să facem și un live. Dar voi cred că vedeți videoclipul ăsta după ce fac eu live-ul. Bă, da, să pescuiești în port. Mamă, o idee super mișto. Sau și pe aici să vină frumos cu o străduță, să dai la pe. Sau și pe aici, bă, da, parcă-mi vin idei multe, mă, pe video, ești nebun, nu știu, o să concretizăm noi o idee. Sper că v-am lămurit cu treaba asta, cu, sau aici, bă, zona asta chiar nu e populată deloc. Deci partea asta de est al S-ului, sau vezi, cred că est, nu e populată deloc. Ar fi super caterincă să vii pe aici, să bagi fiș, să fie aici un ponton mai mare, să pescuiți cu mai mulți. După aia să vii din nou, să vinzi peștele într-o locație mișto. Bă, da, hai că s-ar putea să iasă o chestie super mișto din treaba asta. Nu m-am gândit să fac chiar atâtea lucruri pe video mai mult. Am vrut să clarificăm treaba asta și să vă atenționez, pentru că atât noi cât și alte comunități de SAMP nu răspunde conturi sparte sau furate și nu e plăcut deloc să vă pierdeți contul, pentru că vă descărcați voi un mod pe cu 500 de FPS-uri. Nu, mai bine vă descărcați fake FPS și vi le puneți singuri decât să luați nu știu ce keylogger și să faceți nu știu ce porcării. Acest videoclip nu o să fie unul lung, v-am zis, am vrut să fie unul informativ și totodată să vă atenționez, pentru că, v-am zis, aveam o frustrare, am primit foarte multe videoclipuri la recomandate de genul acela și am zis că, bă, stai puțin că ce naiba, sunt sampis adevărat și vreau să-mi avertizez
tovarășii, de ce nu? Bun, băieții, cam atât cu acest video, sper că v-a plăcut. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii sugestii ce ați vrea să mai vedeți legat de Samp, pentru că sunt owner și am foarte multe posibilități. Deci pot să fac o grămadă de lucruri, cam ce vreau eu pe orice, pe acest server, bineînțeles. Eu am fost Radu și ca de obicei vă pe fratele, vă mulțumesc din nou pentru cele peste 5 like-uri de la, like-uri de la ultimul episod. Dacă vreți să continuăm seria, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Radu, vă pupi, cred că am zis, eu am fost Radu de vreo 17 ori, dar nu contează.